Pentru prima dată în orașul Târgu Jiu, cascadorii germani au încântat pe pasionații de automoto prezenți la spectacolul incendiar. În zilele de 9 și 10 iulie, germanii au oferit spectatorilor cascadorii cu autovehicule. Mașini mergând pe două roți, mașini care se ciocnesc, mașini care trec prin foc, cauciucuri încinse și mult fum. Două tinere curajoase au avut ocazia să participe la o demonstrație. Fetele s-au plimbat cu o mașină care mergea pe două roți și au trăit cu intensitate momentul extrem la care nici nu se gândeau că o să participe. Cel mai așteptat moment a fost însă intrarea în scenă a celor două monster truck-uri care au trecut peste două daci scoase din uz. În urma trecerii monster truck-ului de 400 de cai putere, ambele mașini pur și simplu s-au aplatizat. Imaginea impresionantă a lăsat cu gura căscată întreg publicul. Astfel de cascadorii vor putea fi urmărite și în restul țării, respectiv în Deva, Sibiu, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timișoara, Arad și Baia Mare. Thank you.